toată frumusețea aici. Suntem în Cairo, în Egipt. Am ajuns azi noapte și asta înseamnă că o să facem un nou vlog de călătorie. Să fie filmat cu telefonul, pentru că nu am vrut să mă car cu toată aparatura după mine aici, pentru că mi-a fost un pic frică. Am aterizat azi noapte, însă bineînțeles că, așa cum ni se întâmplă de fiecare dată, am avut parte de peripeții și acum. Trebuia să ne aștepte un nene la aeroport cu transportul, să ne ia de la aeroport și să ne aducă la hotel. Însă, surpriza mare a fost că în momentul când noi am ajuns, nu era nimeni acolo care să ne aștepte. Ne-a agasat toată lumea în aeroport cu taxi, 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 taxi. După ce am văzut că nu îl găsim pe nenea care trebuia să ne transporte, am sunat pe toate numerele de telefon pe care le-am avut. Nu ne-a răspuns nimeni la telefon, pe unele telefoane se închidea automat, iar pe unele spunea că telefonul este închis, și am sunat inclusiv la numărul de urgență din UK a firmei respective de transport și evident că nu ne-a răspuns nimeni. Pierdut vremea vreo 4-5 de minute, până la urmă am intrat înapoi în aeroport, bine, au intrat băieții și au luat un taxi de la o firmă care era acolo, care se ocupa cu așa ceva. Și până la urmă am ajuns, am făcut o oră pe drum de la aeroport până la hotel, însă am ajuns cu bine. Ne-am cazat, iar astăzi ne-am trezit un pic mai târziu pentru că a fost mai mult ziua asta de acomodare. Am stat mai mult pe aici prin hotel, prin lobby, ne-am plimbat, am băut o cafea, iar apoi am plecat la un mall. Am vrut să mergem într-un mall astăzi, în primul rând să vedem și noi un mall frumos de-al lor. Și am fost jos la recepție să vorbim de transport, să luăm o mașină, să ne ducă, să ne spună un mall mai ok și la care să ajungem mai repede, să nu facem o oră și ceva, pentru că noi suntem cazați în noua capitală, așa se numește, se construiește o nouă capitală, iar pe lângă hotelul nostru nu este mai nimic, adică sunt multe clădiri care se construiesc, mult deșert, mult prăfălău și nu prea vine nimeni aici. Suntem destul de departe și până în ora, să zicem, facem cam o oră și până la mall-urile astea am făcut cam jumătate de oră. E, doar că am plătit aici jos transportul la recepție, a venit mașinuța, ne-a luat, iar după vreo 20 și ceva de minute de drum, ne oprește șoferul într-un loc și ne spune că gata, am ajuns. Și noi zicem, da, noi vrem la mall-ul, cum se numea, doamne, Arabesc Mall, ceva de genul a fost, și am zis că noi vrem acolo și da, 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 aici e. Și noi, na, necunoscătorii într-o țară nouă, am coborât, de fapt omul ne lăsase la un parc, la un Central Park. Am intrat pe acolo, ne-am plimbat un pic, am zis că poate o fi puțin mai în față. Nu a fost, am sunat înapoi la hotel și am spus că domnul șofer nu ne-a lăsat unde trebuie. De la recepție mi s-a spus că a fost o confuzie. Până la urmă l-a pus pe șofer să se întoarcă înapoi să ne ia și am mai mers încă vreo 15 minute cu mașina din punctul de unde ne lăsați. Și până la urmă am ajuns la renumitul Arabesc Mall, foarte frumos. De altfel, am filmat puțin pe acolo. Ne-a plăcut. Ce îmi place foarte mult la ei, bine, acum nu știu dacă toate mall-urile sunt așa, cel puțin ăsta unde am fost noi, este construit pe segmente, într-o clădire. Sunt restaurantele cu mâncare, într-o clădire sunt astea de joacă pentru copii, în altă clădire sunt magazinele, pe altă parte sunt alte terase, foarte, foarte mișto făcut, mi-a plăcut. Și am mâncat ceva foarte, foarte mișto, ne-am oprit la un restaurant fast food, un fel de KFC, să zicem, am mâncat fried chicken cu cartofi prăjiți, dar au fost întinși pe masă, practic mâncai de pe masă cu mâna. Iar mâine vrem să mergem la Egyptian Museum. Pe fiecare zi am făcut câte un plan, momentan e ok. Este foarte mizerie, banii sunt foarte murdari, adică am primit niște bacnote pe care efectiv îți era cam silă să pui mâna, sunt extraordinar, extraordinar de murdari. În rest,
Numai de bine, știți cum se zice. Acum să vedem cum o să fie restul zilelor. Noi suntem optimiști, pozitivi. Vrem să vedem multe chestii și sperăm să ne ajungă timpul pentru tot. Astăzi am fost la The National Museum of Egyptian Civilization. Ne-a plăcut foarte mult, foarte interesant muzeu, am filmat acolo și am văzut o parte din mumiile care sunt expuse aici. E o senzație foarte ciudată așa, când cobori unde sunt ținute mumiile și le vezi. Au fost destul de multe, însă la partea de jos unde sunt mumiile, din păcate nu am avut voie să filmez, nu ai voie să filmezi, nu ai voie să faci poze, nu ai voie cu niciun device. Decât te duci, te uiți, le vezi, citești despre ele, dacă ai ghid îți explică despre fiecare mumie în parte, însă e un sentiment așa ciudat când nu știu să vă explic în cuvinte, dar e o senzație foarte ciudată când cobori acolo și iei contact, mai ales pentru prima oară în viață, că la mine a fost pentru prima oară. Apoi, după ce am fost acolo, am vrut să mergem la Egyptian Museum, tocmai ca să-l vizităm și pe ăsta. Însă, din păcate, noi am ajuns în timp, pentru că pe net scria că este deschis până la ora 5, însă ei sunt în săptămâna Ramadanului și se închid mult mai devreme. Noi nu am știut de chestia asta. Muzeele astea două sunt în Vechiul Cairo. Vreau să vă spun despre Vechiul Cairo că este... Băi, arată, din punctul meu de vedere, destul de urțel, este foarte multă mizerie, sunt foarte multe blocuri fără geamuri și ce mai vreau să vă spun este că în Egiptul ăsta, de când suntem aici, eu nu am găsit un coș de gunoi și toată lumea când au un ambalaj sau ceva îl aruncă pe stradă, adică la ei practic am ceva normal. Mizeria asta e cam peste tot, chiar și în Noul Cairo, că astăzi am ajuns și în Noul Cairo. Așadar, în Vechiul Cairo este treaba aia cu persoanele care vă acostează pe stradă, să vă spună că vă duce la nu știu ce bazar sau să vă dea nu știu ce chestii. Trebuie să aveți foarte mare grijă la treaba asta dacă veniți în Cairo, pentru că sunt foarte multe persoane care vă acostează așa pe stradă. Nouă ni s-a întâmplat astăzi, când a văzut că vrem să traversăm ca să ajungem la muzeu, ne-a oprit și ne-a spus că s-a închis, că e cu Ramadan, că bla bla bla, că nu mai avem cum să-l vizităm astăzi și că a încercat să ne spună că da, puteți să mergeți aici la bazar, dar aș fi vrut eu să vă arăt, dar nu am treabă că trebuie să ajung nu știu unde, dar totuși haideți cu mine. Ei, și în momentul ăla noi am refuzat și baby a zis de vreo 2-3 ori că nu e nevoie, că ne descurcăm. Și el tot a insistat pentru că sunt foarte, foarte insistenți, adică ajung în momentul în care pun și mâna pe tine să te tragă, să te ducă. În momentul ăla el a fost foarte ferm și a spus nu vreau să mă duci nicăieri, mă descurc. Și atunci a spus ceva în engleză că trebuie să schimbe atitudinea sau nu mai știu ce. Noi am plecat, evident a vorbit ceva în arabă, cred că ne-a înjurat, logic.
Am continuat să mergem, să mergem, să mergem și la un moment dat am văzut că el mergea în spatele nostru. Cred că ne-a urmărit, s-au oprit la un moment dat să vorbească cu încă trei tipi. Tipii aia toți s-au întors și s-au uitat către noi. Noi am continuat să mergem, ne-am oprit la un magazin, am luat apă. Am ajuns la un moment dat un fel de intersecție, pentru că ei nu au așa ceva, la ei nu se ține cont de nicio regulă de circulație. Toată lumea trece pe roșu, nu contează culoarea de la semafor, ei trec. Pe lângă faptul că ai impresia că atunci când mergi, toată lumea intră în tine. Mașină, om, nu contează. Da, și când am ajuns acolo în intersecția respectivă, pe partea dreaptă erau militari, un tânculeț și niște militari pe acolo și atunci s-a întors și a plecat. Și am scăpat. Da, asta a fost prima experiență de genul ăsta astăzi. A fost tot în regulă, ne-am chemat Uber, ne-am urcat un Uber și am plecat în noul Cairo. Însă până să plecăm în noul Cairo, am avut parte de foarte mulți bărbați care ne zâmbeau pe stradă, mie și Anei, se uitau la noi, dar insistent, adică dacă veniți aici întotdeauna să veniți însoțite. În Cairo ne-am dus la un Plaza Mall, Concord mi se pare că se numea, nu prea era nici dracu pe acolo și am zis că să mergem la un alt mall. Am luat-o pe jos de la Concord până la mallul celălalt, am mers pe jos vreo 25 de minute. Când am ajuns acolo, o parte din el era închis, o parte era în renovare, 2-3 magazine deschise. Așa că nu am rămas nici acolo și din nou am chemat un Uber și am fost la mall-ul la care am fost aseară. Overall, ziua a fost foarte lungă și foarte obositoare. Mă dor picioarele de nu mai pot. Am mers foarte mult. Ce vreau să vă spun este că Uber-ul este foarte ieftin aici. Noi astăzi ne-am plimbat toată ziua cu Uber-ul. Mașinile, meh, să nu aveți mari pretenții, pentru că mașinile la ei, la ce trafic e și ce drumuri au. Bine, drumurile sunt ok, nu toate, dar marea majoritate. Dar sunt foarte lovite, foarte murdare, pentru că merg cu geamurile deschise, este foarte mult praf și tot praful intră înapoi. Noi la un moment dat ne simțeam pe buze că avem nisip. Dacă o luați la pas să vă plimbați, să aveți încălțăminte lejeră, să fiți îmbrăcați lejer, pentru că nu e de fandosel. Mai vreau să precizez faptul că traficul este horror, este infernal, deci Bucureștiul este mic copil, nu se compară cu ce e aici. Așa cum vă spuneam mai devreme, nu se respectă nicio regulă de circulație, toată lumea vrea să treacă, toată lumea se bagă, se merge foarte aproape o mașină de cealaltă, nu se dă prioritate la pietoni. Traversați când apucați și cum apucați, trebuie să fiți foarte atenți pentru că nu oprește nimeni, se face slalom așa printre mașini. Da, traficul e horror. Deci dacă ești pieton, practic nu ai niciun privilegiu. Așadar, mâine urmează piramidele. Avem ghid să ne ducă, să ne explice, o să intrăm și înăuntru. Am început turul piramidelor astăzi, iar prima oprire a fost în Saqqara și practic ghidul nostru ne-a spus că aici a început istoria
Egiptului. Aici a fost construită și prima piramidă. Ne-a povestit aici cum a început totul, ne-a arătat, am intrat, am coborât într-o piramidă și am mers așa, am mers sub piticului, am ieșit de acolo flașcă, tot patru, iar acum urmează a doua oprire. Gata și a doua parte din tur. Am fost la Memphis Museum și în spatele meu acolo, aici, este statuia lui Ramses, una dintre statuile lui Ramses. Cealaltă statuia lui Ramses, cea mai mare și frumoasă și așa, a fost prima pe care am văzut-o înăuntru, pe care o să o vedeți la început în filmare. Și aici ne-a mai povestit de diverse statui care mai sunt pe aici, ce semnifică fiecare simbol, cum se face conexiunea între simboluri. O istorie super, super mișto și foarte interesantă. Am aflat atât de multe lucruri aici. Gata turul, am ajuns înapoi la hotel. Ultima locație în care am fost au fost piramidele și Sfinxul. Am avut un ghid foarte, foarte mișto, l-a chemat Ahmed. Nu mai știu sigur de la ce agenție a fost, cum se numea. Oricum, el este freelancer, însă noi am bucuit de pe net, dar o să vă las în descriere Instagramul lui în cazul în care ajungeți în Cairo și vreți să faceți un tur. Noi astăzi am făcut Saqqara, Muzeul Memphis, piramidele din Giza și ne-am oprit inclusiv la un butic de accesorii de aur veritabile ștanțate de guvernul de aici, adică nu sunt fake-uri, nu vă duce la prostii. Ne-am făcut o brățară personalizată cu numele Luna Nuc. De acolo am luat și suvenirurile. Am avut și o masă inclusă în pachetul de astăzi. Am cumpărat și niște parfumele din acelea pe bază de ulei. Nu conține alcool absolut deloc, miros incredibil de bine și sunt din acelea cu care nu trebuie să te dai foarte mult, puțin aici la gât unde pulsează sângele. Cred că este cea mai reușită zi de când suntem aici, pentru că având ghid ne-a dus exact pe unde a trebuit, nu s-a mai ținut nimeni după noi. Bineînțeles că la piramide au fost localnici agasanți care săreau pe tine să vină să-ți dea chestii, însă el ne-a explicat de dinainte, ne-a pus în temă, era acolo în cazul în care era ceva ieșit din comun, așa că ne-am simțit mult mai în siguranță astăzi cu el. Pentru mâine era programat Luxorul, însă din păcate nu o să mai mergem la Luxor, pentru că am aflat astăzi că este la o oră cu avionul și la 9 ore cu mașina. Așadar, renunțăm de data asta la Luxor. Practic, ziua asta se termină aici, pentru că am venit la hotel, urmează să facem o baie și probabil o să coborăm să mâncăm, iar apoi somn, pentru că suntem treziți de la 6:30 și toată ziua în soare.
Gata, am ajuns acasă la Blănoș și voiam să fac un mic rezumat la toată vacanța asta din Cairo. Penultima zi ne-am dus la Egyptian Museum, iar ultima zi am petrecut-o la hotel. O să lăsăm pe data viitoare Luxorul și The Valley of the Kings, pentru că mai trebuie să mai mergem o dată, poate chiar la anul. Ce mi-a plăcut foarte mult a fost ziua pe care am petrecut-o cu ghidul, când am fost în Saqqara, Memphis și la piramide. Mi-a plăcut primul muzeu la care am fost. Al doilea, Egyptian Museum, este foarte dezamăgitor, era foarte multă mizerie, foarte mult praf, toate statuetele erau pline de praf, iar înăuntru era un miros foarte, foarte greu, abia puteai să respiri înăuntru. Mi s-a părut un muzeu care nu este îngrijit mai deloc. Și alte chestii care nu mi-au mai plăcut în Cairo este mizeria, este o mizerie ieșită din comun. Dacă veniți aici, întotdeauna să aveți grijă, să nu vă aventurați pe străduțe pe care nu le cunoașteți, aveți grijă la persoanele care intră cu voi în vorbă, la persoanele care încearcă să vă ducă în anumite locuri, să vă facă să cumpărați chestii. Dacă vreți să vizitați, recomand întotdeauna să vă luați ghid, decât dacă vreți să vă duceți din punctul A în punctul B, unde știți sigur că ajungeți, adică cum am fost noi la primul muzeu. Dar dacă vreți să explorați viața din Cairo și să vedeți mult mai multe chestii și să aflați istoria lor, recomand ghid, au și ghid de noapte, puteți să vedeți orașul și noaptea. Un alt lucru care nu mi-a plăcut au fost privirile oamenilor, în special ale bărbaților. Bărbații se uită într-un anumit fel la femei, adică noi care venim turiști, ne diferențiem foarte mult față de femeile lor și chiar și cele care sunt creștine în Cairo, în Egipt. Ideea e că se uită foarte insistent, cred că dacă ai fi singură pe stradă, ar veni și ar pune mâna pe tine să te ia, să te ducă. În Turcia, spre exemplu, nu am experimentat așa ceva, nu am trăit ce am trăit în Cairo. Iar lucrul, nu care pot spune că nu mi-a plăcut, care m-a dezamăgit, este faptul că ei nu își mai recunosc originile, istoria. Adică pentru ei istoria lor, până să devină popor musulman, nu înseamnă mai nimic. Și asta ne-a spus-o și ghidul nostru. Adică ei nu prea mai cred în nimic din ceea ce credeau egiptenii până să devină musulmani și asta este trist. Sunt atâția faraoni care au făcut atât de multe lucruri pentru Egipt, lucruri care datează și în ziua de astăzi, drept dovadă stau și mumiile lor, ei încă găsesc mumii și la ora actuală, însă merită să vă duceți să vizitați, merită să mergeți la piramide, să vedeți tot ce e de vizitat dacă alegeți să mergeți. Nu scăpați nici Luxorul, nici The Valley of the Kings. Noi o să o lăsăm pentru următoarea vacanță, pentru că nu am știut că este o distanță atât de mare din noua capitală unde am fost noi cazați în Cairo până la Luxor. Pentru noi călătoria asta a fost ca o trezire din nou la realitate, de a ne face să apreciem tot ce avem în România. Adică, credeți-mă pe cuvânt când vă spun, trăim bine în România față de cum trăiesc ei în Cairo. Este o sărăcie cruntă acolo. Și sărăcie, și mizerie, și foarte multe aspecte negative. Așadar, când vreți să vă plângeți sau ceva, aduceți-vă aminte că alții o duc mult mai rău decât noi. Dacă aveți întrebări sau vreți să știți ceva anume, puteți să-mi dați mesaj. Ăsta a fost vlogul din Cairo. Vă pup și ne revedem data viitoare. Pa, pa!